Începem? Da, deja am început. Ce să mă... Așa, e foarte bine. Am ieșit la aer, e mai bine, nu? Avem, e mai bine la aer. Avem aici o mașină. Nu, nu am făcut bine. Orice prezentator face o introducere. Bună ziua, nu știu ce. Da, ăsta, da. Hai, da. Zi. Bine, ați venit la un experiment, un nou format. Nu, zi, că... Așa. E bine, așa, e bine. E bine, așa. Da. Mai încercăm o dată. Bine ați venit la un nou format. Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de o noutate pentru anul ce a venit. Vorbim despre Kia Ceed, modelul 2021. Noutatea însă nu este una de ordin estetic, ci una de ordin tehnic, pentru că sub capotă avem noua serie de motoare Smart Stream, în cazul de față un 1.5 TGDI, ce dezvoltă o putere de 160 de cai și un cuplu de 253 de Nm. Datorită unei tehnologii interesante pe care această serie de motoare Smart Stream o conține, respectiv tehnologia CVVD. Motoarele astea sunt foarte plăcute la condus, obțin niște consumuri bune și sunt foarte elastice. Și o să vedem chestia asta pe durata unui test drive, sper eu, puțin mai extins. Până la urmă, forma asta de Kia Ceed a tot fost prezentată la noi pe canal, și în zile cu ploaie, și în zile cu soare, cum este aceasta. Și cred că sunt deja destui proprietari de marcă Kia printre voi și cam știți despre ce e vorba, așa că o să încerc să punctez anumite aspecte în plus, pe care poate nu le-am detaliat până acum. Ceea ce cred că v-ar atrage la mașina asta este configurația ei de preț. Nu este o echipare vârf de gamă, pentru că până la urmă majoritatea care aleg să cumpere o mașină nouă, cred că care per principal bugetul. Și nu cred că se vor arunca să cumpere vârful de gamă, care ok, e mișto, primești foarte multe opțiuni, motor puternic, dotări, la la la. Dar nu cred că le vei folosi pe toate tot timpul. Și așa am tot văzut un trend filmând mașini, de exemplu, destul de multă lume nu-și mai configurează navigații. Alege un ecran strictul necesar care să fie plăcut la folosirea zilnică, dar care să permită conectivitatea cu telefonul. Pentru că până la urmă majoritatea o să folosiți sistemele Android sau iOS cu binecunoscutul Waze, care înlocuiește cu brio cam orice navigație făcută de oricare producător. Până la urmă e și o chestie de preferințe, dar consider faptul că prioritar la vânzare vor avea aceste versiuni cu un preț mai mic. Această echipare se numește Best. Are un preț de listă pentru motorizarea 1.5 TGDI anterior menționată de 18.420 de euro, însă aceasta are niște opționale extra adăugate care îi saltă puțin prețul de listă la 20.266 de euro. Dar, așa cum am spus, astea sunt niște prețuri de listă și realmente nu o să plătiți atât, ci veți plăti mai puțin, pentru că aveți parte de minim două discounturi. Unul este cel standard oferit de Kia pentru toate modelele cumpărate în valoare de 1.500 de euro, la care se poate adăuga un tichet Rabla, care valorează aproximativ 1.300 de euro, ceea ce ne va coborî prețul undeva la 17.466 de euro. Din acest preț, categoric vei mai putea aplica un discount negociat cu reprezentanța și am încredere că o să poți să ajungi sub 17.000 cu acest preț. Am văzut un i30 configurat similar, cumpărat de unul dintre voi, un urmăritor care mi-a scris, cu un preț cu Rabla, reduceri și toate cele de 16.700. Deci chiar se poate, nu este clickbait, nu e minciună. Și acest preț o face să fie competitivă. Pentru că dacă ne uităm, de exemplu, la un rival de-al ei, tot neamț, pentru că să fim serioși, mașinile astea sunt proiectate și concepute predominant de ingineri nemți. Mașina este fabricată în Slovacia, dar să nu uităm faptul că designerul Peter Schreier și cu inginerul Albert Biermann sunt oamenii cheie din spate, care au desenat atât partea de estetică cât și cea inginerească. Sunt niște oameni care au lucrat în trecut la concerne auto nemțești. Unul din ei la grupul VAG, celălalt la divizia M Motorsport a BMW. Așa că mi se pare just să comparăm, de exemplu, cu Golful 8. Un Golf 8, entry level, cel mai
puțin dotat și cu cea mai mică motorizare, este puțin sub 20.000 de euro. Dacă însă îl configurez cu o motorizare similară, care în curtea VAC se numește 1.5 TSI, de 130 de cai cu cutie manuală, o să vezi un preț de puțin sub 21.000 de euro. Dacă însă vrei varianta de 150 de cai, automat vei primi și cutia 7 DSG, chestii care saltă prețul cu vreo 3-4 mii, poate chiar mai bine de euro, peste această configurație. Și că de asta spun concret că are un preț de luat în calcul. Prețurile pentru gama SID încep de la 15.978 de euro și se duc până la 23.298 de euro. Aceste valori au avut deja scăzută valoarea discountului de 1.500 de euro și suplimentar mai poți scădea acel tichet Rabla plus eventuale discounturi pe care le poți negocia cu reprezentanțele. Sunt 3 echipări numite Best, Star și GT Line, iar echipările Best și Star au și niște variante numite Plus, care mai au niște extra opțiuni adăugate. Aceasta, așa cum am menționat, este un Best care are configurat selectiv niște chestii în plus, nefiind un Best Plus. Și o chestie interesantă este că față de motorizarea de bază de 1.0 TGDI, pentru aceasta de 1.5 plătești un extra de doar 948 de euro. Așa că am să menționez niște cifre concrete. Pe parte de motorizări poți alege o benzină de 1.0 TGDI 120 de cai, o benzină de 1.5 TGDI de 160 de cai și o variantă diesel de 1.6 de 136 de cai. Toate aceste motorizări pot fi echipate și cu un sistem mild hybrid, care presupune montarea în fabrică a unui alternator generator pe cureaua de accesorii, care este cuplat la o baterie litiu-ion aflată în portbagaj cu o valoare de 48V și poate recupera energia la frânare, să o stocheze în baterie și ulterior acea baterie poate ceda curent înapoi către acest motoraj pentru a participa activ la demaraje, dar poate și acoperi consumul sistemelor electrice, cum ar fi servodirecția, sistemul multimedia, luminile și tot ceea ce mai consumă curent prin mașină. Și practic e un sistem care reduce activ emisiile și consumul și dă și un mic plus de putere, chiar dacă oficial pe cotație tu nu vezi o putere în plus la aceste motorizări, ea există acolo și se simte la demaraj. Am testat-o, de exemplu, pe Hyundai-ul i20 prezentat pe canal. Este un sistem care e făcut de către cei de la Valeo, împreună cu BorgWarner, și oferă niște avantaje și de natură fiscală, pentru că acele mașini mild hybrid, pentru București cel puțin, au o reducere de taxe de 95%. Din păcate, în funcție de zona din România în care trăiești, aceste reduceri de taxe sunt diferențiate. În Sibiu, de exemplu, reducerea este de doar 50%, spre deosebire de 95% cât este pe București. Fiecare din aceste echipări, evident că are și posibilitatea adăugării unor extra opțiuni individuale suplimentare care pot să mai salte prețul. Dar cred că ați înțeles că Kia este o mașină care oferă niște reduceri de preț mai mari poate decât la alte branduri. Am văzut și cât costă o versiune de bază, am văzut și versiunea GT, care este un model separat prin acel motor 1.6 turbo de 204 cai cu turbină twin scroll. În varianta prezentată de noi, pe vremea aceea se vindea și cu cutie manuală și pleca de pe la vreo 21.000 de euro preț, iar varianta filmată de noi a fost 26.600. Începând cu anul 2021, varianta GT se vinde doar cu cutie 7 DCT, fapt ce-i saltă prețul cu 1.400 de euro. Deci o să ne uităm pe la un preț aproximativ de 23.000. Cam astea sunt valorile pentru gama SID. Nici pe partea de portbagaj nu stă mai prejos în legătură cu cifrele, pentru că vorbim despre un portbagaj cu un volum standard de 395 de litri, ce poate fi majorat la 1291 de litri după plierea celor două banchete asimetrice. Așa că vorbim despre o mașină de clasă compactă, produsă în Europa pentru europeni, cu know-how european, cu niște cifre interesante, atât pe parte de preț, cât și pe parte de dinamică.
Grupul Kia Hyundai a făcut niște mișcări foarte interesante în ultimii ani. În primul rând, a cumpărat acțiuni împreună cu cei de la Porsche la producătorul Rimac Auto, Rimac se pronunță corect, pentru că este vorba despre o firmă croată care a pus, a pus bazele unor sisteme de baterii și de propulsare pentru mașinile electrice. Ei sunt responsabili pentru mare parte din dezvoltarea Porsche-ului Taycan și, cel mai important, spun eu, faptul că grupul Hyundai, care este părinte și pentru Kia, a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni, e vorba de 80% din pachetul de acțiuni, al firmei Boston Dynamics, care făceau acei roboți interesanți. Și e clar că în anii ce vor urma vom vedea din ce în ce mai multă tehnologie și artificial intelligence în cadrul acestor mașini. Sunt mulți bani investiți și multă strategie în spate și totodată se vede progresul lor pe parte de motoare. Au motoare care participă și în competiții sportive și sunt niște serii care au fost majorate de-a lungul timpului pe parte tehnică, ce au culminat cu această serie numită în prezent Smart Stream, pe care o voi detalia imediat. Dacă puteți vedea pe ușă, se vede și noul logo al Kia, care a fost introdus publicului folosind un show acrobatic cu niște drone iluminate la Seul, cumva la început de an. Și mi se pare că e o firmă care are ce să ofere. Are o gamă largă de modele, de motorizări și a intrat foarte puternic pe partea de vehicule hibride și electrice. Spre exemplu, Kia e-Niro, fiind una din cele mai reușite mașini electrice, poate una din puținele care oferă o autonomie concretă, reală, mare. E o mașină cu care poți să te duci fără probleme pe drumuri în țară, fără să ai emoția terminării unei baterii. Așa că, cel puțin pe acest canal, o să mai auziți despre Kia. Recunosc că sunt fan, dar am încercat tot timpul să prezint obiectiv. Nu o fi cea mai frumoasă mașină, cea mai performantă, dar cu siguranță este una care are niște aturi dintre cele mai, ca să spun așa, în cazul de față, accesibilitatea, pentru că vorbim despre preț. Dar trebuie să punem tot un context și să vedem de unde au plecat acești producători auto, cam ce produceau ei acum 20 de ani și cât au avansat. Dacă e să ne uităm cât a avansat producătorul ăsta corean, ecartul dintre ce era atunci și ce este acum e mult mai mare, de exemplu, decât ecartul care se poate compara cu cel al producătorilor europeni, care au păstrat un nivel ridicat în trecut, dar n-au avansat atât de mult cât au avansat ăștia. Cred că trebuia menționată treaba asta. Acesta este noul motor din familia SmartStream TGDI, SmartStream G, de la Gasolin. Practic, SmartStream înseamnă toată gama nouă de motoare, care însă individual își păstrează codificările. Adică acesta, de fapt, este un motor din familia Kappa, care în trecut era numit 1.4 TGDI. I-a fost majorată puțin cursa pentru a câștiga aproximativ 100 de centimetri cubi în plus, dar marele câștig este dat de faptul că are o tehnologie revoluționară în antrenarea supapelor. Ea este numită CVVD, adică Continuous Variable Valve Duration, tehnologie ce reglează durata de deschidere a supapelor. Folosind un motoraș electric conectat la arborele cu came de pe partea de admisie, se poate seta cât timp rămâne supapa deschisă. Suplimentar, pentru că motorul are totuși 16 valve și 2 arbori cu came, fiecare din ei are acel rotor de distribuție variabilă, care poate să varieze și când se deschid sau se închid aceste supape, toate aceste sisteme oferind o libertate aproape deplină asupra evenimentelor de distribuție. Cred că lipsește doar un sistem care să regleze adâncimea supapelor, cum este, de exemplu, Vitecu, Audi Valve Lift System sau Valvetronic. Problema e că ar fi fost mult prea complex motorul și se devia de la ideea de a-l face economic. Până la urmă, toate aceste sisteme fac motorul să livreze putere constantă, să aibă curbă constantă de cuplu, să se tureze vesel și să obțină emisii și
consumuri mici. Este un motor care realmente are niște consumuri foarte reușite, chestie datorată și sistemului de injecție directă cu pompă de înalte, care putem vedea că are și un mic, o mică izolație fonică, pentru că astea sunt niște sisteme care țăcăne destul de perceptibil în anumite situații. Motorul este integral cu construcție din aluminiu, bloc și chiulasă, capacul acesta de supapă este din plastic și conține un decalaj în plan al arborelui cu cotit. Adică mijlocul arborelui cotit nu coincide cu mijlocul pistoanelor. Există un fel de decalaj de aproximativ un centimetru care elimină din acel zgomot al pistoanelor care schimbă peretele în momentul în care urcă și coboară, eliminându-se practic zgomotul ăla enervant de motor care țăcăne. Singura perioadă când motoarele astea pot să dezvolte un sunet perceptibil este atunci când sunt pornite la rece și până își fac circulația uleiului, primele minute, evident că sunt puțin mai zgomotoase. S-a mai lucrat la partea asta, în sensul că suportul acesta de motor este integrat în capacul de distribuție. Aici se pot vedea cei doi solenoizi electrici pentru distribuția variabilă. Ei sunt electrohidraulici, practic, dar acelea sunt senzorii de poziție. Pompa de ulei este integrată în capacul distribuției și că vorbim, distribuția este una pe lanț. Se și poate vedea aici parte din mecanism. Este un lanț multiplex, adică are mai multe tipuri de zale. Asta înseamnă că e o distribuție robustă. Există și la versiunile astea noi compensare hidraulică, deci nu mai trebuie să faci jocul termic la aceste supape. În trecut erau cu tachezi din ăștia mecanici, care se schimbau direct, erau niște cartușe. Și totodată pe partea de accesorii, acesta nu este un motor care să aibă sistemul mild hybrid, dar conține sistemul start-stop. Și avem alternator, compresor de aer condiționat și pompă de apă. Totodată sistemul ăsta nu are întinzător, este o curea care nu necesită mentenanță, însă probabil va trebui schimbată undeva la 150.000 de kilometri și consider că astea sunt până la urmă consumabile. Galeria de admisie este din plastic, pentru că nu mai conține în ea injectoare sau altceva, pentru că injecția este directă și se poate vedea conducta de la pompa de înalte care coboară și se duce undeva în partea de dedesubt. Acest motor are ca noutate și un circuit EGR de joasă presiune. Undeva în partea de jos acolo se poate vedea un furtun striat. Acel furtun preia, foarte important, sistemul ăsta e benefic pentru că preia gazele de sub catalizator, adică ele au fost deja filtrate și reîntoarce aceste gaze filtrate la intrarea în conducta de admisie a turbinei. Asta se numește un sistem EGR de joasă presiune și este acel tip de sistem care nu are treabă cu partea de admisie, nefiind introduse direct în admisie, pentru că fiind filtrate, nu provoacă acele depuneri. Sistemele, în schimb, de înaltă presiune, iau gazele ieșite direct din galeria de evacuare, de dinainte de filtrul de particule și catalizator, și îl reîntorc în galeria de admisie. Alea sunt sistemele problematice. Din păcate, sunt necesare pe anumite motoare, dar din fericire pe acest motor nu vom avea respectiva problemă cu acele depuneri. Și totodată EGR-ul la benzină permite mersul cu clapeta de accelerație deschisă mai mult, fapt ce elimină acele pierderi de pompaj, motorul devine mai eficient. La diesel, EGR-ul are un rol pur inhibitor, care limitează performanțele motorului, dar ajută pe partea de emisii. Așa că vorbim despre un motor tehnic. O turbină cu geometrie fixă cu wastegate electric, care însă este legată la un colector, adică motorul are galeria de evacuare integrată în chiulasă și ai doar un singur traseu de ieșire care alimentează turbina. Prin comparație, de exemplu, 1.6 TGD, care este din familia Gamma, chiar dacă acum tot Smart Stream se numește, are o galerie cu 4 trasee de ieșire care se numește Twin Scroll. Și diferă complet, diferă și eficiența, dar acela este un motor gândit mai mult pentru putere, nu pentru partea de consum. Ăsta eu zic că este un motor care oferă un compromis excelent, pentru că, să fim serioși, 160 de cai este o putere mai mult decât decentă, simțitor mai bună decât ce oferă competiția
și mi se pare că poți să te distrezi cu 160 de cai, dar nici nu îți provoacă niște cheltuieli pe parte de combustibil și de mentenanță care să fie atât de mare ca la un motor mai sportiv. Grupul Kia Hyundai integrează o grămadă de tehnică, există și motoare numite DPI, Dual Port Injection, avem și GDI care sunt injecție directă, avem și diesel, avem și sisteme cu injecție duală, adică atât multipunct cât și injecție directă. Noile motoare, de exemplu 2.5 de GDI care sunt prin Statele Unite, nu le vom vedea în Europa și nu în ultimul rând această tehnologie CVVD pe care am descris-o. O altă chestie pe care motorul ăsta o mai are importantă este gestiunea termică. Are un sistem cu două termostate, unul pentru bloc, care ține blocul la 105 grade Celsius, și unul pentru chiulasă, termostat separat, care ține la 88 de grade. Menținerea zonei esteia mai reci previne detonațiile și crește eficiența. Partea de jos se ține mai fierbinte pentru a putea gresa motorul mai bine, să fie uleiul mai fluid. Acest management termic este asigurat de un sistem electromecanic pentru care practic un repartitor cu acele două termostate și este un sistem destul de complex, întâlnit de exemplu și pe la Volkswagen sub forma acelor termostate și cu vane variabile. Practic motorul nu așteaptă să se încingă ca să se poată răci, ci această gestiune electromecanică, să-i spun așa, pregătește motorul în funcție de sarcină. Dacă îl conduci mai sportiv, se va deschide din timp termostatul ca să răcească motorul din timp. Aici avem o cutie standard manuală cu 6 trepte, dar există și varianta acelui DCT, care este dezvoltare proprie a lui Kia Hyundai și este interesant că produce mișcarea cu niște ambreiaje monodisc și ceea ce îmi place mie este că oamenii oferă garanție pe un set de ambreiaje. Adică dacă ai o problemă cu cutia, ți se schimbă by default un set de ambreiaje, însă al doilea, dacă ajungi să-l strici, mai mult ca sigur ține de o proastă exploatare. Dar stau bine pe partea asta și sunt niște cutii fiabile. Ca să închei prezentarea, pentru că vorbim despre un motor turbo, în cazul ăsta avem un intercooler standard care se află în partea de jos din bară și se pot vedea și tubulaturile în partea asta de jos de aici, clapeta de accelerație care este aici. Motorul, de exemplu, 2.5 GDI 4 în linie turbo are un intercooler hibrid care conține antigel, așa cum folosește, de exemplu, motorul B48 de BMW. Destul cu cifrele, am zis să-l detaliez pentru că era un motor nou și chiar sunt curios să vă arăt niște consumuri și cum se conduce. Așa că hai la o plimbare! Acesta este portbagajul. Eu zic că e destul de încăpător, are un singur nivel al podelei. Nu oferă o suprafață plană de încărcare, însă are un fel de unghi aici la placa asta care aliniază cât de cât suprafețele. O roată de rezervă de dimensiuni reduse, inele de stocare în partea de jos, niște spații de depozitare în lateral, inele aici și în echiparea asta lipsește o priză de 12V. Se poate și plia bancheta, majorându-se acel volum. Pe partea din spate avem materiale de plastic tare în partea asta, însă cotiera este cu burete moale și în partea asta la fel. Posibilitatea de depozitare sticle aici și o tentă monocrom în echiparea asta. Are o tapiserie din stofă pe două nuanțe. Accesul se face destul de facil. Cam așa locul la genunchi. Locul la picioare ok. Și la cap la fel. Nu avem însă guri de ventilație sau prize de 12V sau USB în această echipare.
Pe centru, un adult mai înalt nu o să stea foarte confortabil. Locul la cap e la limită, deci vor sta probabil 3 copii, ok. Îmi place sunetul de închidere al ușilor. Suna plin, adică se vede că au avut parte de o antifonare, ok? Ușa pasagerului este puțin mai colorată pe partea asta de mâner. Din nou, cotieră moale cu suprafață moale de textil aici. Și fața de ușă aici are un plastic moale la atingere. În rest, este plastic tare pentru că asta este zonă de uzură. Nu există reglaj de înălțime al scaunului. Accesul facil. Locul la picioare decent. Scaunul a fost deja reglat pentru mine. Ați văzut și în partea din spate cam cum era poziția la genunchi. Bordul este din material moale în partea superioară, iar această bucată de aici este tare. Torpedoul se deschide fără a mișca prea mult picioarele. Iar în partea centrală avem standard un suport dublu de pahare, frâna de mână manuală, care a devenit o raritate în zilele astea, și o cotieră care apreciez că este dintr-o piele sintetică și nu este textil, pentru că nu se va îmbâxi vara. Și are și spațiu de depozitare în partea asta, care are capitonaj mochetă în partea de jos. Nu se află însă porturi USB sau alte prize în partea respectivă, iar pe consola asta centrală avem senzorii de parcare, sistemul de start-stop, iar aici avem un spațiu de depozitare pentru telefon sau în partea asta de sus aici. Am conectat telefonul pentru sistemul Android și aici se poate vedea că în echiparea asta nu avem o singură mufă USB unde putem pune un stick de muzică sau putem conecta direct telefonul și asculta muzica din telefon și avem două prize USB de 12V și 180W. Așa că stăm bine pe partea de conectivitate. Opțiune extra față de Best, avem scaunele astea încălzite pentru pasager și șofer, volan încălzit, o climatizare pe două zone, care tot așa nu face parte din echiparea standard Best, și avem acest display de 8 inci, care este strictul necesar. Nu are o navigație în standard, însă, așa cum se poate vedea, telefonul poate fi conectat la el și poți folosi Android Auto. El are meniul ăsta standard, unde poți face anumite setări. Ai, de exemplu, funcția aia Voice Memo, în care te poți înregistra la volan când conduci, dacă uiți, nu știu, vrei să nu uiți o idee. Ai setările care țin de limbă, nu, din păcate nu avem limbă română. Astea sunt standard pe la toate vehiculele. Cheia, eu mi le-am configurat deja, luminozitate, limba și conectivitatea cu telefonul, și pe acest buton poți să adaugi niște chestii reglabile. Eu am pus să oprească display-ul. Mi-a plăcut tot timpul chestia asta să fie setată. Iar pe butonul de la volan am pus să baleze între sursa USB și radio. Dacă însă intrăm pe acest ecran central, putem vedea că avem o serie de scurtături. Putem să intrăm în partea de muzică, în partea de Android Auto sau pur și simplu în partea de hărți. Dacă apăsăm aici, putem vedea serviciul Google Maps asociat cu telefonul. Pentru că eu am telefonul în spaniolă, îmi apare automat în limba telefonului. Acesta este practic layout-ul de Android Auto. Dacă apeși aici, poți de exemplu să folosești Waze-ul. Îl știți deja cum arată, nu e cazul să-l detaliez ca funcție, dar putem observa că se mișcă bine și practic nu ai nevoie să configurezi o navigație care probabil ar fi costat, nu știu, 500, 600, poate și mai mult de euro, când ai deja acest sistem. Acest sistem cu radio digital, radio FM, radio AM, USB și Android iOS
are un preț de aproximativ 458 de euro, dacă îmi aduc bine aminte. Așa că pentru mine e strictul necesar, esența. Este și ok integrat în bord, nu e un ecran care să stea foarte sus, dar nici nu e atât de jos încât să cobori prea mult privirea atunci când te urci la, când te uiți la drum. Îmi place că are un bord destul de degajat, adică vederea e una bună, după cum se poate vedea. Și în partea de sus, pentru că sunt ochelarist de ceva timp, îmi place existența acestui suport care are un capitonaj moale. Singura chestie e că deschiderea e cumva în sus, așa, și de exemplu dacă vreau să pun acești ochelari aici, trebuie să-i pun întâi așa cumva în sus. Da, asta e un mic inconvenient, nu cred că e o problemă, m-am obișnuit eu probabil cu alt sistem. Da, observăm că el funcționează foarte bine, poți să scoți ochelarii. Avem aceste becuri de plafonieră care din păcate nu sunt LED, ar fi putut să fie LED, și avem și parasolarul care conține și o iluminare manuală. Ăsta e un sistem simplu care se poate închide mecanic, adică nu ai cum să-l uiți deschis, și la șofer același sistem. Eu zic că e strictul necesar, esența, și funcționează. Hai să vedem și la șofer cum este treaba. Să continuăm la drum. Oglinzile nu au reglaj electric în echiparea asta, însă sunt, adică nu se rabatează electric, însă au reglaj electric pentru ambele părți. Aici putem vedea tot așa, cotieră moale, suprafață moale, toate geamurile sunt electrice cu impuls, asta iarăși este o dotare suplimentară, și avem și reglaj de înălțime și niște scaune care sunt profilate frumos. Adică deși nu ai un reglaj din ăsta pe 8 direcții, electric sau mecanic, scaunul e profilat de așa natură încât e adânc în partea din spate și mai înalt în partea din față. Aici avem reglajul pentru luminozitatea bordului, sistemul de lane keeping assist, SPU și sistemul de presiune în pneuri. Lumini automate, ștergătoarele sunt însă cu reglaj manual, avem pilot automat manual, nu adaptiv. Mie îmi place, așa l-am și pe mașină. De multe ori mă enervează pilotul adaptiv, în ideea în care este o situație, mă rog, face acele frânări repetate care poate să fie puțin enervante. Și volanul este cel clasic pe care îl știți deja, cu tentă sport, are această cusătură în partea de aici și în partea asta are niște lobi, poate fi ținut ok în mână. Aici sunt comenzile pentru sistemul multimedia și butonul ăsta de comandă vocală este asociat cu sistemul Android Auto sau cu Apple CarPlay, nu este o chestie nativă a mașinii, deci îți folosește interfața telefonului. Ăsta e butonul de balere între sursele audio, volum și piesă. Iar aici este controlul pentru ecranele din bord și pentru sistemul de pilot automat. Cam așa arată bordul standard. Nu este un digital cockpit, însă are un ecran central care poate să îți afișeze diverse informații. Este de fapt cu tot cu această zonă. Acum am semnalează, de exemplu, că portbagajul este întredeschis, dar nu vreau să întrerup filmarea să mă duc să-l închid. Pot să vă arăt ce-i pe aici și folosind. Așa, practic, ai trei zone. De aici poți selecta diverse afișaje de consum. O să detaliem în mers partea de consum. Sus acolo arată autonomia, rulajul total al mașinii care este de doar 99 de km, cred că sunt unul din primii care o conduce. Aici este sistemul de lane keeping assist și cel de atenție a șoferului, iar aici sunt partea de setări a sistemelor de asistență, care eu l-am setat să intre normal sau spre târziu, ca să nu intervină cu stilul meu de condus. Frânarea automată
poate fi oprită, deși nu recomand chestia asta pentru că e un sistem bun. Lane safety la fel, poate să îți țină banda, poate să te avertizeze doar sau poți să oprești complet această funcție. Și ceea ce îmi place e că nu trebuie neapărat să intri în meniu pentru asta, putem vedea acel martor care apare și dispare. Tot așa prefer să-l las pornit, deși uneori te ține pe mijlocul benzii altfel decât ai vrea tu să stai și de-aia e bine că poți opri aceste sisteme. Poți să setezi când să se blocheze, când să se deblocheze ușile. Partea de semnalizări, iarăși mai îmi plac. De exemplu, poți să setezi 3 flash-uri, 5 flash-uri sau 7 flash-uri la o atingere de manetă, când pui așa. Eu am setat pe 3, că mi se pare, de exemplu, să pui prea mult pe 7. Cam asta ar fi ecranul în linii mari. Până la urmă, cred că ceea ce contează și ceea ce vă interesează este cum se conduce această mașină. Hai că am butonat destul. Deci, și sistemul audio e unul care zic eu că se aude ok. Edwin Collins. Deci avem așa, tweeter în partea asta cu o boxă centrală. Fiecare ușă are boxa ei, deci avem un total de 4 boxe în uși și cu 3 pe bord. Deci un sistem audio cu 7 incinte, eu zic că e decent, mai ales că vorbim despre ceva standard. Tot timpul se poate mai bine, dar sunt mașini care, de exemplu, nu ți oferă boxe în spate sau nu ai tweetere deloc, ai doar boxe. Aici eu zic că este un compromis plăcut. Bordul e unul moale, vederea ok, cursa schimbătorului este hotărâtă. E on the longer side, ca să zic așa, se duce mai în față și în spate, dar având în vedere că ai cotieră centrală și că maneta are o formă ergonomică, e ok de acționat. Și ce mai îmi place este dispunerea pedalelor, care sunt foarte ușor de apăsat, mai ales ambreiajul, aproape că nici nu-i simți arcul, dar e suficient de tare cât să ofere un feedback. Hai la plimbare! Hai să începem plimbarea pe vestitul drum național, să vedem ce consumuri scoate mașina. L-am resetat acum. Singura chestie, asta ține de majoritatea producătorilor. Există un impediment legal de multe ori legat de Android Auto. În legătură cu conectivitatea pe cablu și, de exemplu, cu transferul de video. Tehnic, ambele variante pot fi făcute. Am testat pe Hyundai i20, exista conectivitate wireless, foarte ok, mai ales când o cuplesc cu un încărcător wireless. Problema cu cablu e că trebuie să folosești un cablu bun, care de multe ori e rigid și ocupă loc în zona asta. Și, de exemplu, în configurația asta pe mine mă deranjează uneori la selectarea treptelor impare, 1, 3 și 5, când cablul ăla e foarte în față aici și îl simți la mână, cum e acum. Adică mă deranjează și îmi vine să-mi retrag mâna. Dar te obișnuiești în timp și de asta prefer ca în viitor Nentu Google să facă totul să fie wireless, că e cel mai simplu. Unitățile astea, v-am zis, poate să facă chestia asta, este doar o problemă legislativă a lui Google. Nu este vina producătorilor auto că nu au implementate conectivitățile astea fără fir. Da, mașina se simte bine, are o antifonare ok, acum am 90 de km pe oră, în treapta 6-a 2000 de rotații pe minut. Lane Keeping Assist-ul intervine cu o vibrație în volan, însă este o vibrație discretă, deci nu deranjează. Și când ai banda selectată pe mijloc, îți confirmă cu verde faptul că ești ok. Dacă te muți pe laterale, începe și clipește, asta fără să pui semnal. Suspensia e un plus pentru mașina asta, pentru că în toate configurațiile ea vine cu suspensie independentă pe spate, multibraț, și sistem McPherson pe față. Deci e una din puținele compacte care mai oferă în standard așa ceva. În curtea VAG, de exemplu, o să vedem că majoritatea compactelor sunt cu punte rigidă pe spate.
nu e o nuanță pe care să o simți, dar e clar că este un argument suplimentar de vânzare. Sunt convins că mulți vor fi fericiți cu alegerea asta făcută. Ce mai trebuie menționat este că nu e o configurație rigidă. În timp ce, de exemplu, un producător ca Seat va merge totdeauna pe suspensii din astea mai dure ca să accentueze sportivitatea, aici au găsit un compromis ok. Adică nu resimt în cabină transmise aceste vibrații. Totodată, poziția la volan pare adâncă, în sensul că ai ușile înalte, dar totodată parbrizul e lăsat, bordul e plat, doar bucata asta e ridicată și vezi foarte bine. Asta chiar e un plus. Până acum, la mersul ăsta constant, consumul afișat este undeva la 6,4. Mergând cu 90 de km pe oră constant și este în scădere. Era 6,6 mai devreme. Așa că, realmente, motorizările astea chiar poate să scoată un consum bun. 6,2. De exemplu, cu un 1.0 TGDI pe I20, la un mers similar tot cam pe aici scoți. Adică asta arată cât au avansat aceste motorizări. Gândiți-vă cum era în trecut 1.8 turbo de la VAG, acela cu 5 supape pe cilindru. Pe ăla era un consum de 15 mediu, era al tău. Dar era un motor care la anii lui a fost performant. Și asta e ceea ce contează. Ambreiajul, cum am menționat și în prezentarea statică, se acționează ușor. Adică e o mașină cu care poți să schimbi vitezele fără să ai sincope din astea în livrare și nu vei vărsa cafelele pasagerilor. Și ce constat este că e un motor silențios. Adică abia când apeși mai hotărât își intră în drepturi, dar trage. Deci ai o rezervă consistentă de putere. Când lipește accelerația la podea și îl duci mai spre 4000 de rotații, motorul chiar învie. Și îmi place cum se simte. Adică se simte plusul de putere față de 1.4 TGDI. Și aici a trebuit să lăudăm încă o dată CVVD. Pentru că ai turbo, ai distribuție variabilă dublă și ai acest CVVD care reglează practic eficiența motorului, poate simula și ciclu Atkinson, poate să facă și deschidere de vreme și târzie a supapei, poate să selecteze și ciclu Otto. Adică sunt niște mecanisme cu care ai ce să realizezi. Și de asta motoarele au devenit atât de eficiente. Deci o să vă placă motorul, chiar nu e deloc leșinat, cum se spune. Și nici mașina nu e una foarte grea. Are o masă aproximativă de, nu știu, 1250-1400 de kg în intervalul ăsta, în funcție de dotări. Ceea ce este bine, pentru că dacă puneai motorizarea asta pe ceva care avea 1650 de kg, poate dinamica nu mai era așa de ok. Și trage bine, adică în momentul în care apeși hotărât accelerația și ești peste 2000 de rotații pe minut, motorul livrează constant cuplu și fără un turbolag sesizabil. Da, deci timpii 80-120 sunt la ea acasă. Chiar e foarte mișto motorizarea pe partea asta. Și e mișto că nu pare să fie așa puternică prima dată, mai ales atunci când o conduci normal. Dar dacă începi și mergi un pic mai sportiv cu ea, chiar îți oferă plăcere. Și e mișto să ai o rezervă de cuplu, asta cred că contează la aceste motorizări și fără să mai ai aceste variații mari de consum. Adică acum 6,5 îmi este consumul afișat și dacă aș merge 2 ore în stilul ăsta, sunt convins că aici rămâne consumul. Pentru că mergi și constant, mai vezi o fereastră, mai dai o inferioară, mai apeși accelerația și mașina răspunde. Deci chiar e ok. Cred că ăsta ar fi rezumatul pentru un drum național, unde în general e mai greu să mergi constant cu mașina, pentru că tot apar diferențe de coloană, de pe bandă, și trebuie să te tot înscrii. Mai se încadrează unii de pe drumuri laterale, trebuie să frânezi ca să-i lași. Mai vine un drum virajat, te apucă pofta, așa pe autostradă probabil
se merge mai constant, sau eu cel puțin merg mai constant. Acum a intrat și lane keeping assist-ul care îmi ghidonează propriu zis volanul, pentru că vorbim despre o casetă de direcție electrică, și în continuare consumul 6,4. Menționez că autonomia afișată cu plinul făcut e undeva, e fix 6,6,6 acum, adică ai și consistent ceva autonomie, nu ți afișează la 350 sau 400 de kilometri, cât era de exemplu la GT. Cam asta ar fi. Continuăm pe autostradă. Acum intrăm pe autostradă. Am parcurs câteva zeci de kilometri pe drum național. Consumul afișat acum e 5,7% la o viteză constantă de minim 90 de kilometri pe oră. Adică mașina a mers și liniștit, dar și cu reprize, așa cum am explicat mai devreme, că se conduce de obicei pe un drum național. Și că tot suntem pe o autostradă, să simulăm o plecare mai rapidă până la viteza legală. Asta a fost, imediat ajunge la viteză. Chiar e un motor foarte elastic, adică inclusiv la durații din astea de 4-5.000, când apeși până la capăt pedala, simți încă un pic de putere și chestia asta chiar îmi place. O să o setez la o viteză constantă acum de vreo 130. Să vedem cât papă pe aici. Drumul nu e unul foarte bun pe partea asta, în sensul că sunt niște mici vibrații care se resimt. Totuși o mașină care are veleități sportive și nu are cea mai moale suspensie, ceea ce mie unul îmi place, pentru că asta îi conferă o stabilitate mai bună pe drum. Se vede bine, în continuare oglinzile sunt late, n-ai o problemă de încadrare, la fel asta centrală e mai mare decât luneta, deci vezi foarte bine. Mă simt ok la mersul ăsta și acum la 130 de km pe oră setat îmi afișează un consum de 5,6, evident că va varia în timp. Nu o să stea fix la cifra asta, 5-8, și oricum, categoric, la mersul ăsta constant scoate sub 7. Și dacă ar fi să o urc un pic, că majoritatea mergem cu puțin sub 140 de km pe oră, 6-4. Deci tot cam pe acolo, nu sunt variații mari de consum. Cred că ăsta, v-am zis, este marele beneficiu al tehnologiei CVVD. Faptul că elimină aceste variații de consum mari și îți dă o repartiție constantă a puterii. Pentru că e o chestie controlată de computer, nu faci tu nimic pentru treaba asta. Da, motorul e și viu, adică în a patra, la 4000 de ture, urcă fără probleme până la vitezele de croazieră și îmi place că nu trebuie să retrogradezi neapărat ca să faci o depășire. Fiind un motor turbo, oricum are o rezervă imediată de cuplu și e bine să-l ții totuși peste 2000 de rotații pe minut ca să poți să scoți din el cam tot ce poate. Dar chiar îmi place și dacă ai de făcut o depășire urgentă, apeși repede accelerația, sar două trepte în a șasea, mașina merge foarte ok. E ciudat, afară ninge cu soare acum, n-am mai văzut de mult chestia asta, probabil e adusă de vânt ninsoarea, că în stânga e plin de nori și în față e soare.
Așa că e o imagine interesantă. După 2-3 reprize din astea, consumul este afișat 7,2. Deci eu zic că nu prea poți să depășești 8% la un mers din ăsta constant plus niște reprize. Că din nou pe autostradă nu o să mergi perfect constant, dar variațiile de viteză sunt mai mici decât ai pe un drum național. Pentru că acolo scoți... Am explicat de ce cu... Dar trage, adică uite, 2800 de rotații, pedala la podea și crește viteza. Na, nu pot să mă duc mai sus că ar însemna să merg cu viteze nepermise. Dar ați înțeles ideea, adică e un motor care oferă aceste rezerve de cuplu. Ia să încerc și o repriză 80-120. Sau de fapt 80-140, că suntem pe autostradă. O trec din, uite, din a patra, că sunt la 2000 jumate de ture. ...120... ...140. Deci chiar n-ai niciun fel de problemă să depășești cu mașina asta la viteze uzuale. Sau să zic un 100-140, care sunt niște timpi uzuale. Acum sunt în treapta 6 la 2200 de rotații. Și când apeși pedala la capăt, 120-140. Deci chiar e un motor elastic și astea sunt niște accelerări moderate în ideea în care le faci într-o treaptă înaltă. Că, de exemplu, dacă ești la 100 de km pe oră, dar îi dai cu a treia, ...120... ...140, îi dai a șasea, bam. Adică poți să ai reprize mult mai elastice dacă vrei. Ați înțeles ideea oricum. Dar în mod normal nu o să mergi niciodată așa, doar am exemplificat aceste reprize. Și îmi afișase 1,4, acum ai 1,2. Dacă o setezi din nou pe pilot automat la un 130, în treapta 6 are puțin sub 3000 de rotații pe minut, 8-1. Deci probabil se va stabiliza pe la un 7-5 așa consum. Autonomia afișată e undeva la 620 de km acum. Mai scade, mai crește în funcție de cum mergi. Dar cert e că nu e un motor chinuit și chestia asta îmi place. Adică am vrut să exemplific timpii ăștia ca să vedeți cam cât ia pe ceas să faci aceste reprize. Și ca să încheiem acest test drive, o să continuăm în partea de oraș ca să vedem și acolo cum se manifestă. La fiecare plimbărică din asta eu am resetat consumul, deci media afișată acum 7-9, de exemplu, nu include viteza care a fost pe drumul național. Însă am o secvență separată mai jos în care îmi arată. De exemplu, consumul total mediu de la plimbare până acum a fost 6,6. O să vedem și cu cel de oraș cât este. Revenim. Pentru oraș am observat două chestii plăcute. Odată este rezoluția camerei de marș arier, care mi se pare că s-a îmbunătățit față de ce a fost înainte. Are și ghidaje mobile în funcție de cum miști volanul, deci ai asistență la încadrare. Nu știu dacă este o rezoluție HD, cert este însă că mi se pare că se vede mai bine, adică pot să disting, de exemplu, numerele de matriculare pe cameră. Și altă chestie care îmi place este că poți să pleci doar cu ambreiajul de pe loc. Adică motorul se turează singur puțin ca să compenseze cu faptul că tu nu apeși activ pedala de accelerație. Și chestia asta chiar poate să constituie un avantaj la parcări. Adică e un motor care nu are sincope, nu tremură. Și mașina fiind de clasă compactă, evident că o face să fie ușor de condus în oraș. E ușor de încadrat, vezi bine. Ai și senzori de parcare, care sunt tot așa adăugați extra la echiparea asta Best. Fapt care ajută. Sunt senzori puși pe bara spate, pe față,
totuși la majoritatea mașinilor te descurci și fără. Depinde. La sedanurile cu portbagaj înalt, obligatoriu trebuie să ai senzor de parcare. Am asemenea mașină și cred că fără ar fi complicat să parchez fără să o ating. Și aici se vede avantajul acestei elasticități pe care sistemul ăsta CVVD îl dă. Știu că am zis de foarte multe ori acest termen, dar chiar este o inovație. Deci gândiți-vă că această dezvoltare a plecat de la Albert Biermann și a costat undeva la 100 de milioane de euro, cam așa, 100 sau 140, nu mai țin minte exact. Și s-a lucrat 10 ani la mecanismul ăsta. Este un mecanism pur mecanic, fără nu știu ce simulări electronice și complicăciuni, care probabil a fost testat și răstestat ca să poată să fie pus în producție fără probleme. Și au știut ei de ce l-au pus. E singurul producător care are un asemenea sistem și chiar pare că au făcut treabă bună, adică pentru clasa asta de putere, cât consuma un motor de 150-160 de cai acum 20 de ani. În primul rând trebuia să aibă capacitate mai mare, de exemplu Vagu folosea un 8 turbo cu 20 de valve, care consuma lejer 14-16%. Ăsta, în schimb, iată că oferă niște consumuri care în toate regimurile astea de rulaj până acum s-au situat sub 8%. Pe ce am mers eu acum pe oraș, evident că mi-arată puțin, că n-am apucat să o turez foarte mult, dar se stabilizează în jurul valorii de 7, cam așa. Acum am afișează 7-8, de exemplu. Totuși, într-un București aglomerat, vor fi și situații în care o să ajungi cam la 10% cu mașina asta. Dar e incredibil că poți să scoți medii din astea de 5%. Am văzut și 4,6 consumuri. Adică mi se pare foarte, foarte ok. Și aici contează mult faptul că timoneria cutiei de viteze și pedalele pot fi dozate cu o forță mică. Și asta înseamnă că nu va fi o mașină obositoare atunci când vei prinde trafic. Dacă vrei să un sport de confort, mai plătești aproximativ 1400 de euro, dacă mi-aduc bine aminte, pe cutia 7DCT. Și dacă primești și varianta de mild hybrid, automat ai și o posibilitate de moduri de rulare suplimentare. Acele cutii vin cu confort standard, cu sport, ai buton special pentru modurile alea, dar oricum motorul se adaptează prin toată mecanica pe care o are la stilul tău de condus. Și așa cum e setat aici, nu am simțit nevoia de moduri de condus. Adică până la urmă, dacă vrei șpan, apeși accelerația și ai primit ceea ce soliciți. Nu trebuie să apeși neapărat un buton pentru treaba asta. Dar îmi place mult timoneria, chiar e ușor de acționat. Poate dacă era o idee mai scurt traseu. Eu nu sunt neapărat cel mai bun reper pentru chestia asta, pentru că mașina mea are montat un sistem supranumit short shifter, care are schimbate acele cablaje și cursa schimbătorului este mult mai scurtă. Șase, opt până acum. Adică se vede progresul, clar. La mașinile mai vechi puneai niște litri în plus la 100 pe un consum din ăsta. Chiar contează acest aspect. Start-stop-ul de acolo se adună. De exemplu, electric și start-stop-ul îmi place. Nu are o lentoare din asta caracteristică pe care o mai vezi pe la motoare mai micuțe, de exemplu. Pornește rapid. Văd că are suficient rezervă de baterie cât să stea oprit mult timp. La multe mașini am văzut sisteme start-stop care stau la maxim 10-20 de secunde, așa în medie. Și după aia repornesc. Și practic nu prea ai un câștig de economie de combustibil. Aici stă și, nu știu, 5-6 minute. Evident că dacă dai muzica tare, climatizare și toate alea, o să stea mai puțin timp pornit. Dar până acum chiar sunt mulțumit.
Și ca să faci o medie clară de oraș, ar trebui să mergi mai mult timp. Oricum, o să revin în zona de comentarii cu niște consumuri concrete după un rulaj amplu, dar nu cred că are rost să fac o filmare timp de o oră în oraș când o conduc, ca să evidențiez aceste lucruri. Eu estimez un consum realist de oraș între 7 și 10, în funcție de gradul de aglomerație și de stilul fiecăruia de mers. Ceea ce mi se pare maxim de decent pentru o motorizare de 160 de cai, care ați văzut cam ce performanțe are și ce timp este. Adică deja au devenit puterile astea măricele, au devenit accesibile. Gândiți-vă că acum 10-15 ani o putere din asta era de domeniul unei mașini GT, GTI, care dezvolta așa. Restul erau puteri din astea, în jurul a 100-120 de cai se considera ceva puternic. E adevărat că erau și mașinile mai ușoare pe vremea aia. Dar cert e că e o mașină sprintenă care oferă suficiente performanțe pentru prețul ăsta. Așa că, în încheiere, ce aș putea să spun? Plusuri. Clar, prețul are o ergonomie la care s-a lucrat. Adică ai, în primul rând, butoane fizice pentru funcțiile de bază. Ai și posibilitate suplimentară de comenzi vocale, ai un confort, zic eu, suficient, având în vedere că ai o climatizare pe două zone, încălzire în ambele scaune din față, chiar și în volan. Este o opțiune destul de rar întâlnită pe clasa asta. Un bord vizibil, un infotainment cu un ecran decent de 8 inch la care poți să legi telefonul și automat îl transformi într-un companion multimedia. Și faptul că are suport de ochelari, chestia asta e un plus. Și niște materiale bunicele, adică vorbim de tot ce înseamnă parte superioară, sunt materiale moi. Antifonarea e ok, volanul se ține bine în mână și are o piele moale cu cusături. Dinamica bună a mașinii, consumuri bune, evident fiind un motor de clasă mică, nu va avea un impozit mare. Ca neajunsuri, pe gama asta de preț nu pot să spun că regăsesc. Unii s-ar putea să se simtă constrânși în zona asta a pasagerului la genunchi. În echiparea asta nu are porturi USB sau prize și pentru partea din spate, nici ventilație, nici cotieră, dar asta ține mai mult de cum o configurezi. Dacă mai dai niște bani în plus, poți să-ți alegi aceste opțiuni. Așa că la sectorul ăsta de preț nu prea găsesc critică, pentru că până la urmă bugetul este criteriul principal de selecție pentru o mașină din asta. Dacă nu-ți place designul sau desenul interior sau cel exterior, care evident sunt niște chestiuni subiective, ești liber să alegi alt model, altă marcă. Nu există mașina perfectă. Dar dacă alegi cerebral și din punct de vedere buget, mașina asta chiar mi se pare că poate fi un deal destul de bun. Cam asta a fost prezentarea mea. Sunt curios ce minusuri găsiți voi mașinii, pentru că eu mai mult nu am regăsit. Compar și cu ce am eu acasă. Acum voi poate aveți mai multe mașini sau ați avut mai multe mașini decât am avut eu în proprietate. Și poate de asta uneori par mai permisiv. Chiar sunt curios ce alte chestii nu v-au plăcut la mașina asta sau ce alte chestii v-au plăcut. Ați cumpărat mașina asta? Hai să continuăm în zona de comentarii. În încheiere, mulțumesc Kia Rom Auto, care mi-a pus la dispoziție această mașină cu plinul de benzină făcut. O să mai vedem diverse Kia pe canal, acordate tot de ei. Mulțumim și vouă că ne dați mașinile voastre aflate în proprietate pentru câteva ore în vederea acestor filmări care apar pe canal. Sper să fie un an la fel de bun ca 2020-ul ce a fost și păstrăm legătura. La revedere!